Întreabă pastorul: Dacă ai început de curând o relație cu Dumnezeu, înseamnă că abia te-ai născut în familia lui. Ești bebeluș și ai nevoie să crești. Dar ce înseamnă să fii matur din punct de vedere spiritual? Aceasta este întrebarea la care va răspunde în momentele următoare pastorul Adiel Bunescu. La întrebarea asta mi-au venit în minte uh, două texte. Unul este în Evrei, capitolul 5, uh, versetele 13 și 14, care spun așa: Oricine se hrănește cu lapte e nepriceput în ceea ce privește învățătura despre dreptate, fiindcă este un copilaș. Însă, hrana tare este pentru cei maturi, adică cei maturi, aceia care au discernământul obișnuit prin practică să distingă binele și răul. Sper un bun reper. Ca adult, știi ce e bine și știi ce e rău și în viața obișnuită, da, știu să discern ce este de făcut și ce nu e de făcut, cam așa și în viața spirituală. Um, un om matur e un, un om care a ajuns să discernă într-un mod sănătos binele de rău și um, nu doar să-l discernă pentru a ști, ci să-l discernă pentru a-l face, pentru că întotdeauna în Biblie cele două sunt conectate. Mi-a mai venit un text în minte din Efesen capitolul 4, versetele 13-15. Acolo apostolul Pavel vorbește despre diverse daruri care sunt date bisericii și felul în care ele își aduc aportul la sănătatea întregului și spune așa, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu la omul matur, la unitate între credință și cunoaștere, să ajungem la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo, dar deci copilul e, nu știe ce e binele și rău prea bine, e dus de valuri încoace și încolo, purtat de orice, duh de, orice vânt învățătură prin șiretenia oamenilor, așa, ci spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în el care este capul Hristos. Din, din nou, de aici ce văd este modelul de maturitate, talonul ca să zic așa, e Hristos. Și atunci, maturitatea se măsoară prin cât de asemănător sunt cu Hristos. În cunoașterea, da? atât în cunoașterea adevărului, pentru că aici avem elemente de genul ăsta în textele pe care le-am citit, dar și în trăirea adevărului, în, în punerea lui în practică în viața de zi cu zi. Dacă gândim și în viața biologică, când este un om matur? un om, sigur, mai e o, o componentă a maturității. Maturitate relativă la vârsta pe care o ai. Un copil de șapte ani consider că are maturitatea corespunzătoare vârstei de șapte ani. Dacă se duce la baie singur, se spală pe mâini, mănâncă singur cu lingurița, sigur, e o maturitate relativă la vârstă. Și și asta este importantă, că maturitatea se câștigă în timp. Sigur, unii merg un pic mai repede, alții mai încet, dar există o anumită zonă relativă la vârstă și întorcându-mă la, la, imaginea asta, deci ca un, din punct de vedere biologic și social, un om este matur când este în stare să se întrețină pe el însuși și mai mult de atât este în stare să se întrețină și pe alții. Nu îți asum responsabilitatea. Cam așa văd și în zona spirituală. Eu cresc în asemănarea cu Hristos, sunt pe picioarele mele, sunt în stare să mă hrănesc, cu Scriptura, în conexiune cu alți oameni ai Lui Dumnezeu în comunitatea de credincioși și nu numai sunt capabili de a-mi lua răspunderea pentru propria viață și am îmi iau suma într-un mod sănătos ci sunt să responsabil și pentru alții îi slujesc pe alții, dau altora port cumva în spatele meu, dacă e să folosesc imaginea asta și pe alții, nu doar pe mine însumi, cam așa aș aș, aș gândi Ideea de maturitate spirituală și o consecvență, o consecvență între vârsta mea, ceea ce știu, ceea ce fac în dreptul meu, ceea ce fac pentru alții, cumva e o, o corelație, o corespondență sănătoasă între uh, zonele astea.